Marcel Janko, Viktor Braunert, Max Hermann Maxi, Hans Matistalic. Expoziție colectivă de plastică românească la Citatela Alter du Chau din Portugalia, intitulată Blues Rumen, Fam Rumen. Expoziția conține lucrările a 40 de plasticiene din toate domeniile, pictură, grafică, sculptură, ceramică și fotografie, și poate fi vizitată până pe 3 iulie. Pavilionul României, la cea de-a 15-a ediție a Bienalei de la Veneția, găzduiește expoziția Selfie Autonom, o expoziție sub forma unui spectacol predefinit, cu marionete automatizate, scenarii blocate și un rol liber rezervat vizitatorului. Marionetele devin personaje principale, dar sunt private de libertățile din urma spectacolului, iar scenele devin posibile prin mânere și pedale acționate de utilizator. Lucrări semnate de Vladimir Mladin se află expuse pe simezele Galeriei Institutului Cultural Român de la Viena. Intitulată Mirroring, expoziția poate fi vizitată până pe 19 august. Intrarea este liberă. Prestigioasa Nicodi Gallery din Los Angeles găzduiește în această perioadă expoziția personală cu lucrări ale plasticianei Ecaterina Vrana. Expoziția poate fi vizitată până pe 9 iulie. Cu adevărat pentru tine. Să urmărești spectacolul studiilor bine făcute. Ajungem să ne pierdem acea puritate și
acea ingenuitate pe care ne-o dă fericirea atunci când suntem copii. Copiii reprezintă un echilibru în lumea și viețile noastre și este foarte interesant că, din anumite puncte de vedere, procesul de învățare înseamnă ca un copil să crească, să se dezvolte și să fie instruit de către părinți și de către profesori. Dar dintr-un alt punct de vedere și dintr-un alt punct, învățarea înseamnă inițiere și inițierea înseamnă un lucru pe care îl fac copiii cu noi. Adică ei păstrează în sufletul lor imaginea aceea clară și limpede a lumii așa cum ar trebui să fie. Și ne-o arată în fiecare clipă, pentru ca noi să ne aducem aminte de unde am plecat și cum am fost creați și cum ar trebui să fim. Copiii sunt, într-un fel, o definiție mică a fericirii, pentru că ei, în primul rând, privesc lucrurile fără mânie, fără furie. Supărarea, ați văzut?